Cam așa, prin centru vechi. Suntem pe strada Covaci. Uite pisica. Deci, strada Covaci, puțin mai jos, este sufrageria din Tru, unde mai sunt concerte din când în când. Aici avem taverna Covaci. Și cam asta e. Încă nu s-a încălzit și e cam pustiu pe străzi. Drink Station, în centru vechi, pe strada Covaci, unde este plin de puburi. Ba sunt clădiri părăginite, ba puburi. Deci, cum spuneam, suntem pe strada Covaci, la parter, la Mahala. Da, la Mahala, bucate tradiționale românești, am fost aici, e o terasă cunoscută. Tradițional, e aici o curte interioară, în fine, mâncare tradițională, prețuri, mă rog, ca de centru vechi. Mai mici decât la alte puburi, decât la vecinii lor, dar asta e. La Mahala, pe strada Covaci. Deci asta este Mahalaua și numele se potrivește foarte bine pentru că iată cum arată clădirea la etajul întâi. Na, cam Mahala, ce să spun. Chiar dacă e centrul Bucureștilor. Mahala. Pe strada Covaci. Se poate încerca, e un loc drăguț. Niște domn și fii, 1974. Peste drum de Mahala. Strada Covaci. Centrul Bucureștilor. Ofertă. Ofertă. Găsește toate. Ce poftești și ce nu poftești, ce nu-ți imaginezi. Și aici o altă locație, lângă Mahala. Aici e foarte colorat și foarte drăguț, foarte atractiv, așa plăcut să stai aici. Bazar. Bazar tradițional, pastramă de oaie mici, 5 lei un mic. Țuică, plum spirit. Breakfast sandwich, American style. Pasta nu prea ne interesează, chicken fish, 31, da, aici sunt niște prețuri mai omenești, nu zic. Desert, porc. Ia uite ce atmosferă colorată, mâncare românească și un loc mai prietenos cu prețuri mai omenești. Iată o imagine de ansamblu, super adevărat, ia uite ce drăguț arată. Ia uite un loc care ne amintește de Grecia. Avem și basoreliefuri aici, pe clădire, uite ce bine realizate. Deci amenajat pe alb-albastru. Aici avem și un meniu. Și peste stradă este Tru Social Club. Aici avem concerte cu tot felul de artiști, cunoscuți sau necunoscuți. La ora asta presupun că nu chiar e deschis, zice că deschide la ora 6 seara și închide la ora 6 dimineața, ceea ce este foarte de înțeles. Deci spunem că este de înțeles pentru că aici sunt concerte și concertele se petrec de regulă noapte. Da. Aici facem referire la Hanului Manuc din București, am trecut pe aici acum o oră, era plin în fața Hanului un grup de turiști străini. Mă rog, camerele sunt în renovare, nu se poate face cazare, dar restaurantul este disponibil, iar în fața Hanului această amenajare ca un parc. În fața la Hanului Manu, cafeneaua veche și clădirile vechi. Deci la bulevard sunt blocurile astea noi, iar în spate clădirile renovate sau nu, unele sunt pe ducă, altele nu sunt pe ducă. Iar aici ieșim către bulevard Nicolae Vâlcescu. Ia uite, în fața la Hanului Manuc, amenajările astea, masuțe, stai pe stradă, e zona asta pietonală din centru vechi. Old, helping others live and travel, old town. Interesant, mă întreb ce-o fi aici. Zice că e înghețată. O fi. Aici și soarele în centru vechi. Aici sunt niște copaci. E o atmosferă foarte plăcută și revenim.
Forbidden Transilvania în Chișinău. Am explicat că ei și-au pus această denumire Forbidden la concurență cu brandul Ciuc, pentru că la Miercurea Ciuc există și acolo o fabrică mare de bere. Și au primit interzis să se numească berea Ciuc, pentru că există deja o bere Ciuc. Și atunci ei au pus acest nume de berea Ciuc interzisă, Forbidden. Deci, Chișinău. Poftă bună! Iată, am primit din partea casei, abia am venit, abia ne-am instalat, ne-am așezat, ne-am uitat un pic pe la expoziție și iată, din partea casei, o bere și ceva... Așa. Uite, avem și ceva pentru divertisment, amenajări. Îmi place Chișinău foarte mult. Nu știu. Descoperă Transilvania Chișinău. Super adevărat. Îmi place brandul ăsta de numă. Deci fii atent, am venit la Chișinău, am primit o bere. Studiem ziarul. Uite manufactura. Producția de bere în Ciuc. Are o tradiție de peste jumătate de mileniu. Ia uite, programul. Forbidden Transilvania. Da, Chișinău și-a luat denumirea de berea interzisă pentru că a fost la concurență cu Ciuc și a primit interdicție să folosească denumirea de bere Ciuc și atunci și-a luat acest Forbidden. Și fii atent! Asta este meniul, de fapt. Băuturi, vinuri, ceai, cafea și multe altele. Da, acolo e meniul de băuturi. Deci fii atent aici, rachiuri de bere. Wow, super adevărat! Așa. Și aici, ardei umpluți, fii atent. Ardei umpluți, rădăcină de țelină, cârnați săsești, gomboți cu prune. Uite, așa ceva chiar aș încerca. Fii atent aici, păstrăv cu mămăligă. Mititei ciucani cu muștar de casă. Ia uite, mici cu muștar. Costiță de porc. Șnițel vienesc. Deci asta este salata de vinete pe care o iubesc. Este cu maioneză, așa cum o făcea și mama. Super, platou secuiesc. Minunat. 78 de lei platou secuiesc. Ok. Supă gulaș. 30 de lei. Supă de picioci. 22 de lei. Interesant. Studiem gazeta Chișinău și găsim farse și prăjeli. Horoscop. Locuri de muncă. Vând, cumpăr. Asta este celebra bere cu zmeură Chișinău, pentru asta am venit aici. Uite și simbolul Chișinău, semiluna și cu steaua asta. Jocuri. Am înțeles. Deci suntem la Chișinău, în București, amenajările sunt așa cum le știm. Peste tot, la toate restaurantele Chișinău, cam așa e, același ambient. Avem un gulaș Chișinău. Super bun, uite, gulașul ăsta seamănă foarte bine cu ciorba de văcuță. Cu ardei. Uite, pâinea asta îmi place foarte mult. Salată de vinete nu avem, deși mi-am dorit foarte mult salată de vinete. Uite, niște cartofi prăjiți specifici, așa. Și meniul este destul de limitat. Nu am găsit ce era și la Băile Tușna, dar am vrut niște inele de ceapă, nu sunt. Cartofii prăjiți Chișinău, se vede foarte clar că sunt făcuți din cartofi și nu din altceva, uite. Se vede clar că ăsta e cartof. Și din cauza asta sunt și foarte buni. Pâinea mi-a plăcut întotdeauna. De asta tradițională. Astea sunt fratațiile din partea casei, super. Și gulașul este extraordinar de bun. Îmi place Chișinăul ăsta maxim. Berea asta din partea casei... Cred că e bere normală cu 5% alcool. Ia uite aici, drumul spre baie. Ia, fii atent. Nu știam că au și astfel de lucruri. Dar uite că sunt. Ce interesant. Chișinău.
Fabrica Cichișor este o manufactură artizanală aflată la Sfânt Simion, între Băile Tușnat și Miercurea Ciuc, am fost în 2022 în vară, în august. Am vizitat fabrica, este foarte interesant de văzut și ne-au primit foarte bine. Iar aici avem departamentul de bere folosită. Aici, aceste amenajări. Da, și am mai fost și la Băile Tușnat, la restaurantul Cichișor, care avea meniul mai bogat. Deci aici nu am găsit salată de vinete și mi-am dorit, nu este, mă rog, în fine. Da. În București totul e mai scump și mai complicat. Dar iată aici un salon și în subsol. Deci eu am venit la baie și am găsit acest salon. Amenajările sunt cam toate pe același stil, ia uite. Cam așa arată când este aglomerat, avem și acest spațiu, da? Asta e o amenajare specifică pentru Cichișor. Cichișor, brandul este peste tot. Super adevărat, aici suntem în subsol, uite, un fel de cramă, așa. Iar aici departamentul de bere folosite, așa. Așa este, așa este botezată această cameră. Foarte curat, foarte frumos, totul cum trebuie. Și revenim la parter în salonul nostru. Uzual. Urcăm. Aici este zona de prezentare Cichișor. Da, Cichișor este un brand, este mai mult decât o berărie, este un brand. Din Ținutul Secuiesc, care are specificul său. Suntem în centru vechi, pe strada Covaș, numărul 6, la Cichișor. Iată Cichișor cu expozițiile sale, cu specificul său, Tiltop, cu însemnele specifice. Tiltot, prezentare. Deci iată Cichișor, așa se vede de afară. Tiltot Cichișor. Asta este clădirea în care se află, pe strada Covaci. Clădire cu blazon. 1889, cred că a fost renovat în 89. Clădirea, sigur, e mult mai veche. Tiltot Cichișor. București e tot mai înnoit, tot mai tineresc. Se prezintă tot mai atractiv. Centrul Bucureștiului, Piața Unirii. Uite, avem aici mese pe trotuar, terase, zici că suntem într-o zonă de vacanță, uite, avem și muzică și pizza. Șnițelul nostru a luat 10 pe linie la facultate pentru că e bun. Bă, o fi, nu știu. Zice Luca, avem sandwich cu șnițel. Ok. Uite și o terasă aici. Uite niște biciclete în Piața Unirii. Uite, suntem în Piața Unirii, București. A ieșit soarele și a început să învie orașul. Ia uite ce frumos amenajat e pasajul Unirii. Aici avem niște cărți, anticariat. Deci avem un anticariat, avem și muzică. Iar aici ceva artă. Uite artă. Artă stradală. Tea. Cine dorește un tea? Sau un șnițel de la Luca? Suntem în Piața Unirii. Aici au fost plantați niște copăcii. Uite acolo se văd și fântânile arteziene. Trebuie să aștept semaforul să se oprească mașinile astea. Suntem în centrul Bucureștiului. Vine primăvara. Ne bucurăm de lumina soarelui. A ieșit soarele și ne place foarte mult. Uite verdeață, uite artă stradală, uite București. Ia uite ce frumoșei sunt copăcei ăștia. Uite, cred că sunt arțari, că au culoarea asta albă. Ia uite fântânile arteziene din Piața Unirii în luna mai.
frumos. Piața Unirii a fost reamenajată intens în ultima vreme. Uite, plante, am văzut și fântâni arteziene. Aici sunt tot felul de chioșcuri unde poți să iei o cafea, ceva, o gustare, una alta. Și e un loc foarte plăcut în ultima vreme. Ia uite, Piața Unirii, aici sunt o mulțime de terase. De fapt, chiar de aici, din partea asta, încep terasele. Dincolo de terasă este Splaiul Unirii. Mergem să vedem și aici e plin de terase și de oferte din astea, uite. Una lângă alta, o mulțime. O mulțime de terase, stai relax. În față deja se vede apa, uite canapele, uite scaune, copaci. Stai aici la relaxare. Stai relax. Și pe partea asta, la alta, ajungem la Dâmbovița Apălină. Apa egalizează atmosfera. Aici este alea pietonală de pe Splai, de pe marginea Dâmboviței. Și Dâmbovița, care face cot. Acolo se vede Biblioteca Națională. Și iată Dâmbovița și podul din Piața Unirii. Deci terase la Piața Unirii, pe sub copaci. Atmosferă plăcută, verdeață, niște chioșcuri, pe aici e trafic, hot stop, ia uite ce frumos la noi în București. Bulevardul Unirii cu artezienele sale, cu trafic, cu zgomot, magazinul Unirea. Cam atât despre Piața Unirii, ne luăm la revedere, revenim cu alte subiecte. Numai bine tuturor!